Ți-e, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. Spre Tine astăzi, Dumnezeul nostru, strigăm smeriți cu lacrimi și suspine. Hristoase, ascultă rugăciunea noastră. Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. Iisuse, Doamne, vina noastră e mare, dar ne adunăm la umbra crucii tale, căci numai Tu ești mântuirea noastră. Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pe Sfântă Trăime îți oferim calea Sfintei Cruci pentru ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-Ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. O, Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată de păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Ajută-ne să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi, Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoasă, și Te binecuvântăm, căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, în jurul Tău s-au adunat soldații romani și mai marii poporului care strigau către Pilat: la moarte cu El! Sentința de condamnare la moarte pe cruce este nedreaptă. Pe fețele lor se poate citi mulțumirea că în sfârșit au reușit să Te oprească din activitatea Ta și Ți-ți legi mâinile pentru ca să nu-i mai vindeci pe cei bolnavi sau să-i binecuvântezi pe copii. Iisuse, ne pare rău că îi condamnăm pe colegii noștri la tăcere, la singurătate, la tristețe. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce,
Stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul meu, dintr-un colț umbrit al curții, prin mulțimea zgomotoasă, se ivește o bucată de lemn. Ce poate să însemne? Se întrebă nedumeriți oamenii între ei. E crucea grea a păcatelor noastre. Oare n-o recunoaștem? Oare n-am făcut-o noi, copiii, oamenii de ieri, de azi și de mâine? Iisus, Iisuse, ajută-ne să acceptăm și să cinstim Sfânta Cruce cu mult respect, să ne facem zilnic semnul Sfintei Cruci pe frunte ca să ne amintim de botezul nostru, pe buze ca să fim mărturisitori credibili ai Evangheliei, în dreptul inimii ca să învățăm a iubi cu iubirea ta milostivă. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus, ne tăia oară cate, puterile le-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Bunule Mântuitor, sfântul tău trup este plin de răni sângerate. Obosit și căzut la pământ, n-ai spre cine întinde mâinile ca să-ți vină în ajutor și să-ți ia apărarea. Dar iubirea ți-a dat forță să te ridici pentru ca să ne fie exemplu. Iisuse, ajută-ne să renunțăm în acest timp sfânt de post la egoism, la invidie, la indiferență. Dă-ne inimă sensibilă față de colegii și prietenii noștri care suferă și sunt căzuți la pământ din cauza cuvintelor jignitoare și a lipsei de empatie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra, Iisus întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, îți este îngăduit un scurt popas în drumul spre calvar. Printre multe priviri și destine rătăcite, două inimi unice se întâlnesc. Inima ta preasfântă și inima mamei tale, neprihănit sămislită, se contopesc într-o suferință mântuitoare și o iubire totală. Sfântă Fecioară Marie, iartă-ne pentru lipsa curajului și a umilinței. Ajută-ne, Mamă Cerească, în lupta cu ispita și păcatul, sub mantia ta preasfântă, să ne găsim refugiul, când deznădejdea vrea să ne cuprindă inima. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în silă Simon din Cirene îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, de
devine ucenic supus. Stațiunea 5-a, Simon din Cirene, l-ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. La insistențele soldaților, Simon din Cirene își pleacă privirea și genunchii în fața lui Iisus. Își domină oboseala zilei și curiozitatea nepotolită de a afla cine este acest bărbat biciuit, încununat cu spin și dus la răstignire. Cu mâinile bătătorite și slăbite, prinde totuși cu putere crucea lui Iisus. Purtarea ei împreună cu Iisus nu mai este așa de grea cum părea la început. Iisus, iartă-ne pentru că ne lamentăm nejustificat de greutatea responsabilităților noastre. Ajută-ne să ne unim viața cu crucea ta. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 6-a, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. La întâlnirea cu Iisus, Veronica este înduioșată. Se îmbărbătează pentru a-i da la o parte pe soldați. Dorința ei de a ajunge lângă Iisus, fie și numai pentru câteva clipe, se împlinește. Pe marama ei, Iisus îi lasă un mesaj viu de mulțumire, chipul sfânt al feței sale. Prin primirea cu vrednicie a Sfintei Împărtășanii, vrem, Iisuse, să te recunoaștem ca oaspetele nostru ceresc. Te rugăm, dă-ne o inimă curajoasă pentru ca să vorbim lumii întregi despre prezența ta reală în Sfânta Euharistie și despre inima ta milostivă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de acea mulțime de păcate pe care noi le-am Stațiunea 7-a, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, cazi a doua oară din cauza efortului îndelungat pe care l-ai depus ca să ajungi până la locul răstignirii. Trupul tău atinge din nou pământul pietros. Spre cine să-ți îndrepți privirea? Spre cine să-ți întinzi mâinile rănite? Brațul tău suav, stăruitor, care șoptește invitația la convertire. Cine să-l audă? Fiecare e preocupat de propria soartă. Nu se arată nimeni dispus sau încântat să te asculte sau să se apropie de tine. Iisuse, iartă-ne pentru că deseori ne-am asupat urechile pentru ca să nu auzim strigătul de ajutor, ne-am acoperit ochii ca să nu vedem lacrimile de durere a celor părăsiți, ne-am închis gura pentru a nu le da un sfat sau a spune o încurajare celor întristați. Iisuse, dăruiește-ne urechile tale, ochii tăi, gura ta, mâinile și picioarele tale, acolo unde ești tu să fim și noi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, te însoțim și noi pe calea crucii, urmând exemplul de odinioară al mamelor și al copiilor din Ierusalim. Lacrimi, durere, suferință fizică și interioară, deznădejde, păcat, e ceea ce găsești, Iisuse, în inima femeilor și a copiilor. În marea ta îndurare, le vorbești, îi privești cu ochii tăi blânzi și le arăți drumul ce duce la fericirea adevărată. Învățătorule, dă-ne capacitate de a citi și medita Sfânta Scriptură, pentru ca să te putem cunoaște, iubi și sluji din toată inima. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când pentru a treia oară cade călăiul în pincile pat și noi ne asemănăm cu dânsii, atunci când ne facem un păcat. Stațiunea nouă, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pentru a treia oară, un petic de pământ arit devine la loc de odihnă trecătoare pentru Iisus. Mulțimea nu contenește al înjosii și al trata ca pe un răufăcător. Iisuse, fără harul tău sfințitor, sufletul nostru e pe un pustiu năpădit de sentimente de ranchiună și răzbunare. Viața noastră n-are culoare, n-are zâmbet, n-are speranță, n-are mântuire. Pentru ca să avem forță de a ne ridica din obișnuință faptelor rele, te rugăm, susține-ne prin seva dătătoare de viață eternă ce izvorăște din Sfintele Sacramente. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 10, Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Soldații nu mai stau pe gânduri și trag fără milă de hainele lui Iisus. Să facem un efort de imaginație și să înțelegem durerea fizică și rușinea pe care Iisus a suportat-o pentru noi. Trupul nostru nu este destinat spre goliciune. El are nevoie de veșminte care să-l facă vrednic în a se prezenta în fața Creatorului. Ființa noastră întreagă este locuința Duhului Sfânt. Este lăcaș al iubirii trinitare. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat.
El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este răstignit pe lemn dur și colțuros al crucii, trupul flămând și însetat, lovit de bice, îmbrâncit de soldați și oameni miloși, este prins în cuie în sunete asurzitoare. Cine poate privi întreaga scenă fără să se lase înspăimântat de fapta necugetată a soldaților? Cine poate auzi lovitura ciocanului fără să lase să curgă o lacrimă de compasiune? Iisuse, te implorăm, dă-ne o căință desăvârșită, prin participarea săptămânală la ora de adorație, să aducem slavă și glorie lui Iisus răstignit. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În aparență, abandonat de Tatăl Ceresc, Iisus își încredințează sufletul și moare. Misiunea îndeplinită este acum primită de Cel Preanalt. Iisuse, îngenunchem cu smerenie în fața stațiunii care ne amintește de moartea Ta pe cruce. Mulțimea speriată ce a asistat la moartea Ta se risipește. Pentru a se convinge că ai murit, unul dintre soldați îți străpunge inima. Din iubire, lași să țâșnească din inima ta preasfântă sânge și apă. E tăcere în jur, să se audă doar rugăciunea noastră. Iisuse, amintește-ți de noi la judecată și ia-ne cu tine pe veci în împărăția ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când trupul e dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea 13-a, Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu multă atenție și delicatețe, trupul lui Iisus este dat jos de pe cruce. Pentru puține clipe, în brațele mamei sale, își găsește odihnă, ca odinioară când era prunc, alături de Sfânta Maria îndurerată. Stau câteva femei miloase, apostolul Ioan și Iosif din Arimatea. Toți privesc un trup lipsit de viață, doar plin de răni. Sfântă Marie, primește-ne lângă tine, îți oferim prezența noastră. Vrem ca în fiecare zi, singuri sau în familie, să medităm prin rugăciunea Sfântului Rozariu sau Coronița Divinei îndurării la misterele de durere. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce,
Stațiunea 14. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În tăcere, trupul lui Iisus este acoperit cu un giulgiu. Cu reverență este așezat într-un mormânt nou. Este un cuvânt în grai omenesc care să fie rostit în timp ce trupul fără viață este dus spre mormânt și poate să aducă un strop de mângâiere celor rămași? Iisuse, ajută-ne să credem în cuvintele tale. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O, Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit, dar Tu-ne marea ține durare, ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Bucurie, viață, înviere, e pașele, mormântul este gol. Îngerii le-au vestit femeilor că Iisus este viu. Oamenii sunt răscumpărați. Suntem îndemnați să intonăm din toată inima: Hristos a înviat. Aleluia! Iisus, din glorioasa ta înviere din morți, reaprinde în sufletul nostru credința, speranța și iubirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, învia din morți! Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii lepădat de iudei, vândut de Iuda cu o sărutare, legat cu funii, dus la moarte ca un miel nevinovat, dus în fața lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorit, scuipat, încununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, dezbrăcat și pironit pe cruce, întovărășit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet, și lovit cu o suliță. Te rog, Doamne, prin aceste dureri ale Tale, pe care eu, păcătosul, le meditez acum cu evlavie, și prin sfânta Ta cruce și moarte, izbăvește-mă de chinul cel veșnic al iadului și du-mă acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel răstignit cu Tine, Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne,
Să ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa și pentru obținerea indulgenței. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, primește și ascultă rugăciunile noastre. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sub cruce ne strângem și ei ne rechinăm. Hristos ne-e rege, oricând îl urmăm. Prin sfânta sa cruce, Hristos ne conduce și crucea de-o vom prețui.